Mă bucur să îl primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele Ucrainei, domnul Volodymyr Zelensky. Dear Volodymyr, welcome to Romania. Această vizită are un caracter istoric pentru relația bilaterală și transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. Ne dorim o relație bilaterală bazată pe încredere și valori comune, cu o viziune pe termen lung și axată pe generarea de proiecte concrete în beneficiul cetățenilor noștri și al întregii regiuni. De aceea am decis astăzi împreună să începem concret procesul pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de parteneriat strategic. Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu președintele Zelensky o declarație comună, eveniment la care tocmai ați fost martori, o declarație care evocă exact acest cadru principal de cooperare. În prezent, ne concentrăm pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul, dar în calitate de vecini și parteneri avem datoria și responsabilitatea de a ne proiecta relația pe termen lung. L-am asigurat astăzi pe președintele Zelensky de hotărârea României și a societății românești de a continua sprijinul multidimensional și consistent pentru Ucraina și poporul ucrainean, inclusiv cel de tip militar, atât timp cât va fi nevoie, până la victoria împotriva agresiunii ruse, până la eliberarea întregului teritoriu, tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de crimele comise și mai departe în procesul de refacere și reconstrucția țării. Țin să exprim încă o dată de plină admirație numele meu personal și al întregului popor român pentru curajul și rezistența poporului ucrainean. Încă din primele clipe ale acestei agresiuni, care demonstrează că Rusia rămâne principala amenințare de securitate pentru continentul european și în regiunea Mării Negre, România și poporul român au fost alături de Ucraina și de poporul ucrainean. O repet, susținerea Ucrainei reprezintă un interes strategic al României. Consolidarea securității Ucrainei înseamnă consolidarea securității României. Susținem astfel lupta pentru valorile fundamentale ale lumii în care trăim. În dialogul nostru de astăzi, am avut un schimb de opinii privind evoluțiile recente ale războiului. Am condamnat din nou, în termenii cei mai fermi, atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii portoare ucrainiene. Acestea sunt crime de război, afectează securitatea cetățenilor ucrainieni și a cetățenilor români și au efecte negative majore pentru exporturile de cereale din Ucraina și pentru securitatea alimentară globală. Am luat la nivel național și aliat măsurile necesare prin întărirea acțiunilor de supraveghere, creșterea vigilenței, monitorizare și poliția aeriană în regiunea Mării Negre și vom continua demersurile pentru desfășurarea de echipamente aliate de protecție. Vom continua eforturile pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic și la Marea Neagră. Am apreciat discuțiile constructive avute cu președintele Zelensky la New York, împreună cu președinta Comisiei Europene și soluțiile discutate atunci privind exporturile de cereale ucrainiene. Ne dorim în continuare o cooperare predictibilă și deschisă,
precum și continuarea aplicării complete și rapide a măsurilor propuse. Am reafirmat angajamentul României de a lucra alături de partenerii noștri internaționali pentru a facilita exporturile de cereale ucrainene către piețele globale. Astfel, susținem economia ucraineană și nevoile urgente ale statelor vulnerabile. S-a agreat deja dublarea capacității lunare de tranzit prin porturile românești la 4 milioane de tone de produse agricole. Prin România tranzitează în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Practic, de la începutul războiului, peste 27 de milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzitat țara noastră. Vă asigur astăzi, domnule președinte, că vom depune toate eforturile pentru continuarea sprijinirii Ucrainei, dar și pentru a răspunde așteptărilor legitime ale fermierilor români. Astăzi am reconfirmat sprijinul politic și practic al României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova până la finalul anului 2023. Voi pleda personal pentru această decizie la Consiliul European din decembrie. Este o decizie care va confirma progresele înregistrate de Ucraina și Republica Moldova în ciuda condițiilor extrem de dificile. Este și o decizie strategică pentru Uniunea Europeană. Totodată, am arătat importanța implementării cuprinzătoare a reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană în vederea asigurării rezilienței statului și a societății ucrainiene. Am avut și un schimb de opinii despre rezultatele summitului NATO de la Vilnius. Aprofundarea relației politice și practice dintre Ucraina și Alianță este o decizie istorică. Având în vedere că România s-a alăturat declarației G7 privind sprijinul pentru Ucraina, am avut un schimb de opinii cu privire la implementarea practică a declarației și am exprimat susținerea deplină pentru formula de pace propusă de domnul președinte Zelenski. Și repet, doar Ucraina poate decide când și cum va negocia pacea. În plan bilateral, România este interesată de avansarea unei agende cuprinzătoare în beneficiul cetățenilor români și ucrainieni. Dorim o abordare constructivă, transparentă, orientată spre soluții, inclusiv pe dosarele sensibile. Am discutat pe larg și despre protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, având în vedere că în România trăiește o comunitate ucraineană, iar în Ucraina trăiește o comunitate românească și noi ne dorim ca cele două minorități, care sunt importante pentru noi amândoi, să aibă drepturi similare, în special ne referim aici, evident, la limba vorbită și la educația primită în limba maternă. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru vizită și pentru discuțiile foarte bune și substanțiale pe care le-am avut astăzi. You have the floor, dear Volodymyr.